Astăzi, 9 august, Biblioteca Județeană I.G. Bibicescu din Drobeta Turnu Severin se alătură comunității globale în celebrarea Zilei Internaționale a Iubitorilor de Cărți. Această zi specială aduce în prim plan pasiunea pentru lectură, dar și dorința de a împărtăși bucuria descoperirii unor noi lumi prin intermediul cărților, subliniind rolul esențial al literaturii în viața culturală și emoțională a comunității. Ziua Internațională a Iubitorilor de Cărți, cunoscută și sub denumirea de Book Lovers Day, nu are o istorie clară definită, dar este recunoscută la nivel global ca o sărbătoare neoficială. Scopul acestei zile este simplu: încurajarea lecturii și celebrarea bucuriei de a descoperi lumi noi prin intermediul cărților. La nivel global, Ziua Internațională a Iubitorilor de Cărți este marcată prin diverse activități și evenimente. Biblioteci, librării și cluburi de lectură organizează sesiuni de lectură, lansări de carte și întâlniri cu autori. Astfel, reprezentanții Bibliotecii Județene I.G. Bibicescu Mehedin subliniază importanța promovării lecturii în rândul comunității locale, mai ales în contextul noilor provocări aduse de digitalizare și de schimbările sociale rapide. Da, este o zi importantă pentru iubitorii de carte, dar nu numai. E și o zi în care noi încurajăm lectura cărților. Biblioteca Județeană I.G. Bibicescu marchează această zi prin expoziții de carte și încurajarea iubitorilor de lectură să vină spre noi, deoarece împrumutăm cărțile în mod gratuit și cred că acoperim o paletă destul de largă a necesităților de lectură a tuturor locuitorilor din județul Mehedinți. Mai citești tinerii în ziua de astăzi? Da, citesc tinerii surprinzător, citesc carte în format fizic, pentru că eu personal încurajez lectura cărților în format fizic, deși în mediul online se găsesc foarte multe cărți în format electronic. Noi acoperim toate necesitățile de lectură ale acestora, achiziția de carte fiind sprijinită substanțial de Consiliul Județean Mehedinți și mulțumim pe această cale subvențiilor alocate special pentru achiziția de carte. Sunt foarte mulți tineri, foarte mulți copii și activitățile noastre se orientează pentru încurajarea copiilor de a citi, pentru că le formăm deprinderea de lectură de la vârste foarte mici. Ziua Internațională a Iubitorilor de Cărți, sărbătorită la Biblioteca Județeană I.G. Bibicescu din Drobeta Turnu Severin, reprezintă o oportunitate de a întări legătura dintre cititori și literatura de calitate. Prin activitățile diverse, biblioteca reușește să aducă împreună comunitatea severineană într-o celebrare a cuvântului scris, oferind tuturor participanților șansa de a explora universuri noi prin intermediul cărților.